Antrenorul părinților cu Mirela Retegan și Gașpar Gheorghi la Europa FM. Bună ziua părinți, bună ziua copii, sper că v-ați desenat zâmbetele pe buze și sunteți pregătiți pentru o nouă ediție Antrenorul Părinților. Gașpar Gheorghi este aici cu mine în studio. Bună ziua, Mirela! Ce bucurie să fim din nou împreună! Eu nu pot Eu nu pot chiva, nu! Mi <laughs> uite, mi-am pus de dimineață zâmbetul pe chip, am luat cea mai recentă carte publicată la pagina de psihologie Acceptă iubirea și am zis că e o zi potrivită să ne întâlnim, să vorbim despre ceea ce uh, e greu, e provocator, e frumos, deci, ceea ce ne ajută să creștem. Eu te suspectez Așa. că tu vii cu tot felul de sub, sub, mesaje subliminale. <laughs> mi <-am> dus <duci> titluri <laughs> din astea. Uite, dar uite să mai îndreptat Să o știi că am un exemplar și pentru tine Mulțumesc frumos, ce v-am zis și acolo scrie Mirare, nu glumează, nu face sens Acceptă iubirea Te-am salutat de lungurește da. Pentru că tocmai ce am avut Un weekend trecut Petrecut la Târgu Mureș hmm. A fost foarte frumos, Am fost invitată la TEDx Cornisha, Felicitări. la Târgumure. Și uh, a doua zi am avut spectacol organizat de primărie pentru copii, unde totul s-a tradus și în română și maghiară. Cum se spune, Puici cu scripici în Ungurește? Cilogoș, pusic. Pusic, cilogoș. Aha. Exact. Nu m-am gândit la asta niciodată, dar ah, m-am gândit Sună eu. bine. Da, Puici cu scripici în Ungurește. <laughs> și am o căsuță mică. Vă chici hazom. Așa și așa.

și îmi lustrez pantofii așa și așa le-am promis că data viitoare când ajungem din nou la Târgu și o să știm și în Ungurește Yay! -o să facem variata, da, am o să da. mică în Ungurește eu sunt în mijlocul Revelionului, ca așa numim da, noi această da. perioadă Revelionul în această dimineață dedublată la Beclean după care la Sports Festival la Cluj este perioada copiilor și eu consider luna copiilor, luna iunie, luna copiilor cu tot ce înseamnă, cu examene, cu sfârșit de școală, cu început de vacanță, cu absolut tot Iar la Târgu Mureș am avut șansa fantastică să vorbesc de pe scena de despre curaj Despre curaj Da, și să știi că mi-am început discursul cu ceea ce mi-ai spus tu Că și te-am și menționat, să știi Mulțumesc că eu frumos. recunosc când ceva aflu de la altcineva, nu <laughs> ca alții. Și am spus așa cum am aflat de la Gaspar, curajul nu se întâmplă înainte și nu e ceva ce avem prestabilit, da. ci este acea stare care apare după ce ai întrăznit să-ți învingi frica. Minunat. De a face ceva și ți-ai asumat toate riscurile. Minunat! nu no, Zice elevă bună ai Gașpar Sunt foarte, foarte mândru! De dacă, abia aștept să, să ascult discursul tău. Dacă ar fi să-mi dai o notă la sfârșitul acestui an școlar. Excelent. Mai face și coroniță? Absolut. Deci, fii atent, pentru... Cea mai frumoasă Asta coroniță. e tema ta pentru ultima emisiune, așa, așa, că nu e asta. Da. Trebuie să vii cu coroniță. <laughs> Bine. Și să-mi dai premiu. Bine. Știi că eu n-am avut coroniță niciodată? Nu. nu. La școală. La școală. Nu, am luat să... întâi cu coroniță. Atunci să ne asigurăm că Miri, cea mică, Așa? primește coroniță. Bravo, mulțumesc frumos. Hai să vorbim despre ce-am povestit noi la TED. Astăzi uh, uh, um, amestecăm un pic temele, uh -huh. dar uh, cu siguranță că uh, li se va părea interesant și ascultătorilor noștri, pentru că vorbim despre curaj, eu am abordat, curajul dintr-o perspectivă personală legat de curajul de a vedea care sunt investitorii vieții tale. Hmm. Și dacă e să-i luăm așa pe rând ce a investit fiecare și ce datorie avem față de fiecare dintre noi. Și dacă ar fi să-i spunem uh, într-un fel temei de astăzi, eu i-aș pune um, datoria pe care o percepem de-a lungul vieții față de cei care au investit în noi. Datoria pe care o percepem de-a lungul vieții, față de toți cei care au investit în noi. Da. Mi se pare un subiect absolut. Și cred deosebit. că părinții sunt primii față de care ne simțim datori. Absolut. Mama, tata, îngrijitorii noștri, oamenii care ne-au crescut, oamenii care ne-au dat viață, oamenii care au fost alături de noi atunci când am făcut primii pași, sunt probabil cei care și-au dus energia, speranțele, Ce iubirea, grija în noi și noi percepem acea investiție ca pe o datorie, ca pe o obligație de a obține profit. O să vorbim o metaforă astăzi, în, dar în îmi plac psihologie folosim termenul de loialitate. Și psihologia relațiilor ne spune că din momentul în care s-a născut copilul le este loial părinților pentru toată viața. Pentru faptul că părinții ne-au oferit șansa de a exista și de a veni pe această planetă inconștient, noi simțim această nevoie de a-i răsplăti din nou și din nou pe părinții noștri cu tot ceea ce putem noi oferi. De la sănătatea noastră, la felul în care creștem, la felul în care ne dezvoltăm, la felul în care învățăm și dacă vedem bucuria pe chipul părintelui atunci când noi suntem prezenți, atunci când noi facem ceva, ne jucăm, descoperim, Simțim că Părintele primește okay. Dacă... Pentru că noi presupunem că au investit în noi Pentru că noi simțim acea dorință intrinsecă de a ne revanșa Față pentru... de ce? Față de existența timp. noastră um, Ok. În primul rând față de faptul că existăm exact. Apoi pentru că au petrecut timp Pentru că au fost acolo alături de noi când am avut nevoie Pentru că ne-au învățat pentru că ne-au luat în brațe și ne-au ghidat, pentru că ne-au hrănit, pentru că ne-au protejat, pentru că ne-au ajutat să obținem ceea ce ne dorim, pentru că ne-au protejat în momentele în care am fost expuși pericolelor. Ok, dar nu asta e treaba unui părinte. Este, am putea spune că e de datoria adulților să aibă grijă de cei mici care încă nu au resursele necesare pentru a se îngriji singur de propria persoană, însă pe lângă faptul că este responsabilitatea lor, există și această tendință, pornire psihologică, Mirela, de a le mulțumi celor din jur care ne-au fost alături, care ne sunt alături. Să știi că face sens. Pentru că acum vorbind cu tine îmi dau seama că noi creștem și fără lucrurile astea. Da. Adică un copil abandonat va supraviețui și va reuși să se dezvolte într-un centru de plasament, într-o altă casă și că până la urmă ceea ce atenția, grija și timpul pe care îl alocă un părinte copilului nu este condiția ca el să se dezvolte. Exact. Este ceva ce el oferă din ce are. Părintele oferă din ce are, timp, răbdare, energie, bani. Da, da, da. Și atunci această, acest sentiment că noi trebuie să-i răsplătim nu e Degeaba. Exact, exact. Eu pentru modal... Copiii abandonați nu au asta. Nu au asta Față în relația părinții cu părinții care i-au născut. Exact. Dar ei se vor așa de îngrijitorilor, de uh -huh. personalul. Adică de cineva care a făcut ceva pentru ei. Absolut. Și dacă nu găsim o ființă umană care să fie alături de noi la greu, s-ar putea să găsim uh, o, un animal un câine, o pisică, un șoricel și că noi un papagal, exact. Pentru că noi avem nevoie de această conexiune și relaționare cu, cu o, o altă entitate, exact cu o altă ființă. Și dacă nu ne putem conecta cu ființele umane Căutăm să ne apropiem de astfel de animale de companie și știm cât de atașați pot să fie și de animalele lor de companie. Și ce povești s-au născut, dacă e să ne gândim la Disney, care s-a născut din acest atașament da. pe care Walt Disney l-a avut cu șoricelul și de acolo a început toată povestea. Deci părinții sunt primii pe care îi considerăm uh, investitori ai dezvoltării noastre, exact. ai existenței și ai dezvoltării noastre. Ce urmează? După aceea am putea spune că mai sunt acolo celelalte rude din familia noastră, bunicii, nașii, verișorii, alți oameni cu care noi interacționăm și ne putem apropia încetul cu conceptul deci, de... Deci familia extinsă. Familia extinsă, foarte bine punctat. Cei cu care am copilărit. Exact, exact. Poate chiar și vecinii noștri, prietenii de familie, acei oameni cu care interacționăm destul de frecvent. Orice cine ți-a oferit din timpul și din energia lui, poate chiar și din bunurile lui și a însemnat pentru tine supraviețuire și creștere, poate fi considerat un mic investitor, exact, un acționar am am putea spune că orice persoană care ne-a dat o mână de ajutor sau care ne-a ajutat să avem o experiență emoțională pozitivă ar putea să reprezinte un investitor în evoluția noastră personală, spirituală și așa mai departe. Apoi urmează școala. Apoi urmează grădinița. Grădinița. Școala, educația, și tot, ce exact însemnă... tot ceea ce ține de partea asta de educație, acolo unde noi ne întâlnim cu altă lume. Acolo unde descoperim că există niște reguli care s-ar putea să fie diferite de cele de acasă, acolo unde descoperim că e nevoie să ne implicăm și noi în diferite activități pentru a contribui la starea de bine a întregii grupe din care facem parte, și apoi, după aceea, mergem la școală, acolo unde descoperim că e nevoie și să. Uh... E, e termenul ăsta pe care îl folosim, dacă mie nu-mi place și mă gândeam acum la un sinonim, să dovedim. Cred că avem nevoie să înlocuim acest termen cu altceva poate cu a ne dezvolta, cu a evolua, cu... Dar până în... acum trebuia să dovedim. Da, până acum trebuia să dovedim, da. Însă e, e nevoie să-i ajutăm pe copii să înțeleagă că nu ajută prea mult să dovedească, pentru că asta duce la o competiție acerbă cu cei din jur, și mai degrabă să se îmbunătățească, să evolueze, să își dezvolte abilitățile. Și mulți dintre noi ne amintim probabil de doamna educatoare, mulți dintre noi ne amintim de un profesor, de un cadru care nu era neapărat parte din profesorii cu care noi am lucrat da poate asistenta medicală de la școală pe care eu și acum o am în minte sau personalul ăsta administrativ care sunt tot oamenii care au investit în noi și care probabil că la un moment dat au reprezentat o salvare pentru un moment dificil în care noi ne-am aflat După școală ce investitori urmează? După aceea sunt prietenii și noi știm că odată cu intrarea în școală, partea asta de școală generală și după aceea liceul, prietenii devin din ce în ce mai importanți. Tot în această perioadă a liceului ne îndrăgostim și acolo iar e o formă de investiție, descoperim ce înseamnă să vezi această lume cu alți ochi, însă tot în perioada asta s-ar putea să apară și mentori în viața noastră. Acele persoane care nu ne sunt rude de sânge, care nu sunt neapărat parte din colectivul de profesori, însă care pentru noi reprezintă ceva și un mentor ar putea să fie un meditator, ar putea să fie un psiholog, ar putea să fie un coach, ar putea să fie un duhovnic, o persoană care mă ajută să văd uh, o parte din adevărul Și cu care interacționez. Și cu care interacționez și pentru că îmi prinde bine. Face parte din creșterea ta. Exact, chiar de curând am povestit cu o colegă din Cluj care îmi spunea că undeva în liceu a descoperit un profesor care, care a meditat-o și care a rămas mentorul ei după aceea pentru o perioadă foarte lungă de timp și momentul în care. I S-a îndrăgostit, l-a dus pe partenerul ei să îl prezinte acestui Ce mentor, să primească aprobarea. -a de la mentor. Exact și mai departe în viață, când a avut de luat decizii importante, tot, tot așa s-a consultat cu, cu acest frumos. mentor. Foarte frumos. Uh, o să revenim, o să luăm pe rând fiecare investitor, pentru că vreau să aflu de la tine. Uh -huh. Cum percep investițiile lor și care crezi că ar trebui să fie răsplata hmm. pe care ei o așteaptă direct sau indirect, conștient sau inconștient. Că până la urmă, problema noastră acolo e venim să dăm înapoi din ceea ce am primit. Ăștia sunt investitorii noștri mm -hmm. care ne ajută la creștere. După care intrăm fiecare pe linia noastră sau sau ne căutăm și apar diverse angajamente da. în care vin investitorii uh, grei, unde uh, caietele de sarcini sunt foarte bine făcute. <laughs> da, da, da. Că până acum nu venea niciunul cu un caiet de sarcini, era așa, uh, mai mult presupus. Era mai neclar, da. Mai neclar. Și acum vin ăștia care... Nu numai că sunt foarte clar stabilite condițiile contractuale prin care ei investesc în noi, uh -huh. ci chiar uh, sunt niște așteptări puse pe hârtie. Și aici acolo. vorbim despre angajamentele profesionale, la exact. asta ne referim. Da? Eu mă gândeam în timp ce te ascultam că pe lângă uh, acești investitori externi mai există cel puțin doi investitori care pentru mintea mea înseamnă mult uh, investițiile pe care le facem noi cu sinele nostru și investițiile care vin din partea divinității, indiferent de cum am definit divinitatea și sunt fer convins că există o forță superioară care are grijă de noi, care ne ghidează pașii, ne ajută să luăm deciziile cele mai potrivite, chiar dacă e greu să înțelegem asta pe moment. Exact asta am făcut eu în tedx de la Târgu Mureș după ce i-am plimbat pe cei 600 de spectatori prin toți investitorii. La final am spus cine consider eu investitorul suprem și abia aștept să dezvoltăm partea asta de investiție pentru că mi se pare că dincolo de tot ce am enumerat până acum este investiția care te poate salva din orice situație mm. și care te poate menține uh, viu și drept și întreg dacă reușești să o identifici. Mm. Asta aș vrea să facem în această emisiune, să identificăm acele Investiții care fie că uh, ne-au ajutat la creștere, fie că au pus foarte multă presiune pe noi și față de care în continuare ne simțim datori și muncim în fiecare zi să aducem profit hmm. acelor investitori. Nu este o emisiune financiară, nu este sponsorizată de nicio bancă, din potrivă, este o emisiune cu un psiholog și cu un. Uh, Comunicator care reușește să privească lucrurile din cât mai multă perspectivă, în așa fel încât să se regăsească oamenii de aici. Aș vrea, înainte de pauză, să vorbim puțin despre grevă, pentru că ieri am stat în trafic anormal de mm -hmm. mult, am mm -hmm. prins chiar. E important de știut că noi înregistrăm această emisiune pentru cei care ne ascultă. Exact. Nu știm ce va fi sâmbătă, încă. Dar spunem, te rog, cum văd copiii această situație? Mie mi-a dat peste cap învățătoarea anului. A, da, da mi-a dat da, peste da, cap, da, pentru da, că acum da. e, o să o amânăm pentru uh -huh. toamnă, pentru că eu nu pot acum, când e toată nebunia asta, să le spun părinților, uh, propune învățătoarea da, cea mai da, bună a copilului da. tău, când copilul tău stă acasă, că învățătoarea lui face grevă și... A, Energia a... se duce în altă parte da, acum. Da, și atunci o să amânăm acest uh, proiect pentru toamnă, să fie pe liniște și pe bucurie, că n-are uh -huh. niciun uh -huh. să-l bifăm doar ca să fie Făcut acum. Cred că fiecare copil, apropo de întrebare, Mirela are o raportare și poate o stare emoțională diferită, pentru că depinde mult de situația în care se află. Acei copii care stau suficient de bine cu notele, care știu că situația școlară le e asigurată, probabil că se bucură pentru că în mințile lor vacanța a început ceva mai devreme, au posibilitatea de a sărbători ziua de 1 iunie preț de o săptămână sau poate chiar două. Acum, dacă ne uităm la elevii care se. Se află în uh, acel moment în care. Urmează examenele importante, că e vorba de evaluarea națională, că e vorba de BAC. Probabil că în Universul lor interior apar tot felul de gânduri negative care uh, înmulțesc cumva îngrijorările pe care ei oricum deja le aveau. Tot felul de întrebări, tot felul de uh, neliniști, tot felul de uh, momente în care se întreabă ce efecte vor avea asupra noastră aceste zile de, de grevă. Probabil că sunt și copii extrem de conștiincioși care nu înțeleg cu Adevărat, ce se întâmplă și de ce nu pot să meargă la școală. Și tot aici aș aminti și acei copii care nu se simt în siguranță acasă și trebuie să recunoaștem că în România, din păcate, Foarte încă există mulți. și astfel de situații în care pentru mulți elevi starea de bine este reprezentată mai degrabă de ceea ce întâlnesc ei la, la școală. Uh, da. Cumva, punând lucrurile cap la cap, cred că e foarte important ca noi adulții, că suntem părinți, că suntem rude, că suntem alți investitori apropo de subiectul emisiunii, să încurajăm pe copii și pe adolescenți să vorbească despre cum văd ei aceste zile de grevă și de asemenea să le spunem cât de important e ca oamenii să lupte pentru drepturile lor. Și noi știm că poporul român nu stă foarte bine la acest capitol. Am fost obișnuiți cumva să lăsăm de la noi, am fost încurajați de mici că nevoile noastre nu contează în mod deosebit și e nevoie să ieșim din această stare de semi-amortizare să conștientizăm că de fapt schimbarea depinde de noi. Sunt de acord cu tine, dar în condițiile în care nu trebuie să ieșim la luptă pentru că e război și pentru că trebuie să ne apărăm oare n-ar fi bine să ne alegem momentele de luptă dacă oricum le putem face oricând? Știi? Mi se pare da. așa că e extrem de bulversant. Eu mă gândesc la copii. Da, e foarte da, frumos da. că tu te gândești la toată lumea și așa e politicării corect. Dar eu sunt aici vocea copiilor. Mm -hmm. A copiilor care s-au pregătit ani de zile pentru examenul de capacitate. A copiilor pe care oricum se pune suficientă presiune pentru admiterea la liceu, pentru admiterea la facultate, pentru tot ceea ce înseamnă pentru ei sfârșitul de an da, școlar. Da. <coughs> Nu cred că merită copiii asta. Are, are foarte mult sens. Puteam ceea să ce facem spânirea. această grevă acum o lună, acum două luni, puteam să o facem pe tot parcursul anului școlar, am să auzit... oprească o lună. Te, te, opres, te opresc o secundă doar să spun un lucru care mie mi-a schimbat un pic perspectiva de apropo rog. de acest subiect. Am auzit chiar în această săptămână o discuție la, la televizor în care exact acest lucru a fost punctat de cineva. De ce n-au făcut profesorii această grevă mai repede? Și aparent, ce am înțeles eu din această discuție e că până de curând nu a existat cadrul legislativ ah, în România okay. care să le permită oamenilor din instituțiile publice să facă o astfel de grevă. Deci e o explicație, doar că asta ne arată încă o dată cât de multă nevoie avem de dialog. Eu recunosc că aș fi făcut-o la toamnă și nu începeam școala. <laughs> și prelungeam vacanța cât îmi doream. Da, da, și asta, și, e, adică și e, mult asta mai, e o perspectivă. E, e mult mai simplu. Ad, cred că sunt victime colaterale mult mai puține emoțional dacă o faci la începutul anului școlar decât să o faci la sfârșitul anului da. școlar, unde în bagajul emoțional al copiilor mm -hmm. este... Adică tu ai plătit meditații, te-ai dus tot anul, tu, părinte, tu, profesor, ai stat acolo, cu ei, așteptând acel moment și acum când toată energia ar trebui să se ducă în cum să-i facem, pentru unii dintre ei este primul și cel mai important. Examen din viața lor va hmm. determina felul în care ei se vor raporta. Știi da. de ce sunt atât de. Chiar chiar voiam să, să te întreb ce se află în spatele cuvintelor. În, spat, în spatele acestei uh, frustrări da. este faptul că Maia uh, este în continuare un copil neîmplinit pentru că n-a terminat liceul. Și pentru că nu și-a început facultatea din cauza pandemiei, din cauza unei mizerii, da, da. milioane de copii de pe planeta asta au rămas neterminați și neîncepuți. Hmm. Ea nu va avea niciodată sentimentul că a terminat școala. Iar asta îi marchează în continuare felul în care se raportează, raportează. Da, la da. instituția învățământului. Hmm. Știi? Da. Și probabil că de aici îmi vine. Uh -huh. Sunt o mamă care a trăit și trăiește în continuare cu copilul ei frustrarea faptului că ea n-a avut sfârșitul de an, de, de, sfârșitul de colegiu, pentru care s-au pregătit tot anul. Da. Și-au pregătit hăinuțelelea, și-au pregătit discursurile, și-au pregătit bacalaureatul și-au pregătit festivitatea de, 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 de terminare și banchetul. Și nu mm. le-a avut. Din cauza. Și unor pentru cine? Adulți, pentru cine e atât de important? Pentru Maia, care nu a avut asta niciodată, sau pentru mama ei, nu, care știe Maya, cât e de important? Pentru Maia, care suferă Aha. și pentru toată generația ei. Mm. Maia este un nume. Mm -hmm. sunt, sunt toți absolvenții da, din da. acel an, din 2000, care din cauza unor adulți. Mm -hmm. Știi? Eu am un problem în momentul în care hmm. copiii suferă din cauza deciziilor pe care le iau adulții și care nu sunt decizii de viață și de moarte. Da. Sunt decizii care pot fi gândite un hmm. pic. Da. iertați în vă rog, frumos. Behemel, are, dar, are foarte dar... mult sens tot ceea ce spui Cașpar. și e important să purtăm Structura conversații deschise. Structura mea este de jurnalist. Eu sunt vocea străzii. Hmm. Ai foarte mare dreptate. Noi românii trebuie să învățăm să luptăm pentru drepturile noastre, dar dăm voie să lupt pentru drepturile copiilor, de a sigur, avea un sfârșit sigur. de an școlar sănătos emoțional hmm. și de a fi de partea lor într-unul dintre cele mai importante și grele momente din viață și de a ne alege noi oamenii mari care putem să hmm. ducem mitingurile și demonstrațiile și uh, toate uh, demersurile sindicale, în ce perioadă vrem noi a anului și îmi cer scuze uh, față de toate cadrele didactice care poate ar putea să interpreteze greșit uh -huh. uh, intervenția mea dar în continuare indiferent cine va gândi altfel uh, despre felul în care eu mă poziționez eu cred că mie Dumnezeu îmi va număra copiii pe care i-am făcut fericiți uh -huh. așa cum oricine și-a ales menire să aibă grijă de felul în care se dezvoltă copiii, le va număra Dumnezeu același lucru. Hai că ne întoarcem să vorbim fix despre asta după pauză. Ne-am întors după o scurtă pauză în care Gașpar a mai domolit puțin entuziasmul și flacăra mea. Și entuziasta. Da? Bine, asta e ăsta e jobul meu. Că dacă și eu aș fi așa uh, pacifistă ca tine, îți dai să ce plictisitoare ar fi emisiunea. Ah, mm. trebuie să spun ceva. Așa. M-am întâlnit cu nepoata mea, Nepoata ta. Nepoata mea care are 30 de ani, care de la psihologie, care acum este uh, în liniile aeriene Emirate, uh -huh. care e o fată foarte deșteaptă și foarte mișto și care mi-a zis, să știi că eu ascult toate uh, emisiunile tale cu Gașpar, vă ascult pe mi mulțumim, Spotify. mi mulțumim frumos. Ioana a zis că ne ascultă pe Spotify și a zis, știi, Mirala, eu chiar mă gândeam, păi eu sunt mai deșteaptă decât tine. Zic, da. Tu cum ai ajuns la concluzia asta? Păi, uh, când vorbește Gaspar și tu nu înțelegi, eu înțeleg înaintea ta. Zic, serios, Ioana, tu chiar nu te-ai prins, deci nici măcar tu nu te-ai prins, că și eu înțeleg, dar dacă aș juca-o că înțeleg, ce sens ar mai avea? Eu trebuie să fiu reprezint acolo da, oamenii care da, nu înțeleg, da. nu ea care înțeleg a, da, eu eram convinsă că tu chiar nu înțelegi și mă gândeam, eu sunt mai deșteaptă decât mătușa mea. Mulțumesc, Îi mulțumim Gașpar. frumos Ioanei pentru că e alături de noi la antrenorul da, da, părinților. mai ales de Gașpar. Mulțumesc, Ioana, că ai crescut pe mătușata, ușor bătută în cap și că prin comparație cu Gașpar pare așa ușor... Uh, uh, Că mai am de lucru. <laughs> Hai să vedem. Deci, investitorii noștri i-am identificat ca fiind părinții, școala, părinții familia extinsă, da, da. școala cu tot ce înseamnă educatori și uh, uh, antrenori, uh, mentori pe care îi întâlnim pe parcursul vieții, și apoi uh, cei care investesc în uh, dezvoltarea noastră profesională. Noi suntem cei care îndrăznim să investim în noi și investitorul suprem, divinitatea, indiferent cum i-am zice, eu îi zic Dumnezeu. Și îi zic Dumnezeu pentru că vreau să mă întâlnesc cu tata, cu bunica și cu toți cei care deja <laughs> sunt în grădina lui. Cașpar, ce datorie ai simțit tu că ai față de părinții tăi și când ai simțit că investiția lor a fost una profitabilă? O, uh, ce întrebare. Uh, în copilărie eu am simțit o datorie destul de mare față de relația dintre mama și tata, și uneori îmi imaginez că am fost un terapeut de cuplu înainte de a fi fost format în direcția psihoterapiei de cuplu, pentru că cumva a fost nevoie. În această familie, copiii să-și asume un pic mai mult decât în alte familii, și cred că ai mei au fost încă de când am, eram noi mici destul de mulțumiți de investiția lor, pentru că în familia în care eu am crescut se vorbea frumos despre copii nu exista neapărat uh, o conexiune emoțională exprimată, așa cum ne arată studiile din specialitate, care ar fi bine din prezent, studiile din prezent care ar fi bine să fie exprimată, dar au vorbit frumos ai noștri cu, cu noi și uh, momentul în care aveam câte o realizare, câte o reușită, uh, vedeam bucuria în da, pentru în ce te simțeai dator? Uite, eu mă simțeam datoare pentru faptul că ai mei, din salarul pe care l-avea tata, jumătate din bani sau nu, un salariu. un salariu se ducea pe internatul meu și pe meditațiile mele din liceu, pentru că eu trăind în Dej, am făcut școala la Cluj, și am stat în Cămin și ei mi-au plătit mie, adică fix cum plătesc eu acum pentru Maia care e la Barcelona, ai mei au plătit în vremurile acelea ca eu să trăiesc în Cluj, în gazdă, în uh -huh. Cămin și mă simțeam datoare față de ei, că în loc să-și cumpere nu știu, casa, apartamentul, ai mei o preferat să investească în educația mea. Nu, față de ce te simți? Nu mi-e mi atât de clar pe cât îți e, ție e însă acum gândindu-mă, s-ar putea să mă fi simțit dator pentru că am uh, avut mâncare. Eu am crescut într-o familie în care nu era de fiecare dată mâncare pe masă și căldură în casă. Am avut o mare recunoștință față de ei mei atunci când ne cumpărau câte un ghiozdan nou la începutul anului școlar, atunci când primeam haine noi de sărbători, atunci când venea moș Crăciun, atunci când se întâmpla ceva ce contribuia la starea noastră de bine. A existat un moment din viața ta în care ai simțit că ai dat înapoi? Că le-ai atins obiect pentru tata, uh -huh. pentru investiția pe care tata a făcut-o în mine, uh, profitul lui ar fi însemnat a însemnat a ca eu să fi reușit în viață. Reușit în viață pentru tata era uh, sinonim, și am mai povestit despre asta și aici, cu a avea jeep. Uh -huh. Dacă aveai jeep, <laughs> însemna că faci parte din pătura socială da, care da. a reușit în viață. Eu, în anul în care tata a murit, știam că este bolnav și că e ultimul Crăciun împreună, cumva am simțit mm -hmm. asta, am făcut un leasing și mi-am luat o mașină un care Jeep. intră în categoria Jeep și m-am dus cu ea acasă, <laughs> ca tata să simtă da. că și-a atins uh, obiectivul investiției lui. A existat un moment din viața ta în care ai simțit că acum ai mei ar trebui mama ta, că ea a rămas, să simtă că n-a investit degeaba în mine. Cu siguranță au fost. În momentul în care am terminat facultatea, în momentul în care am publicat prima carte, în momentul în care am început să vorbim la radio duminică de duminică la antrenorul părinților, cred că sunt momente în care mama simte această stare de mândrie legată De, de investitor pe că... profit. Da, 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 legat de faptul că fiul ei a ajuns departe. Însă dacă e să mă întrebi pe mine, în universul meu interior, încă simt că le sunt dator. Știi că exact asta aș vrea să subliniem, că simțim că le suntem datori și părinților, și profesorilor, și mentorilor, tuturor celor care au pus ceva în da. noi. Da, da. eu am auzit uh, o, o vorbă care mi-a marcat existența de la o prietenă foarte dragă și care mi-a dat jos toți sacii de pe umeri nu datorăm nimic nimănui hmm. fiecare om a venit în viața noastră trimis de Dumnezeu și atâta timp cât susține creșterea noastră rămâne acolo și când nu mai reprezintă uh, aport la creșterea noastră îl ia Dum Dumnezeu și dă de lucru în altă parte hmm. așa că m-am eliberat da, da. de orice se de datorie. Sunt recunoscătoare și fericită că s au întâmplat asta. Dar consider că cel mai important investitor la care eu mă raportez de foarte mulți ani este Dumnezeu. Uhum. Divinitatea. Și că investiția pe care a pus-o el în mine este cea pe care eu trebuie să o cresc. Atât cât pot de mult până în ultima zi a vieții mele. Eu cred că în mine Dumnezeu a pus talentul, harul, hmm. potențialul de a face mai frumoase viețile copiilor și ale părinților inter în interacțiunea dintre ei. Și tot ceea ce fac eu, de fapt, este creșterea acestei investiții. Hmm. Foarte frumos. Tu unde ai identificat Dumnezeirea pe care o ai în tine? Chiar de curând am purtat o discuție cu, cu o colegă din străinătate și m-a surprins pentru că i-am spus următoarele lucruri pe care cred că nu le-am verbalizat până în momentul respectiv și anume mult timp am crezut că Dumnezeu e noi dar pe măsură ce îmbătrânesc, spun asta în ghilimele a crede că Dumnezeu e de fapt în spațiul dintre noi și obiectivul meu, conștient, Mirela, din ultimii ani, e să-i ajut pe oameni să conștientizeze cât de important e să își ducă un pic mai mult atenția spre relație. Sigur că e esențială relația cu noi înșine și aplaud foarte mult și cu toată încrederea tot e ceea ce ai spus exact. Oricărei exact. Relații, fundația oricărei relații e relația cu noi. Da. Dar cred de asemenea foarte mult în faptul că dezvoltarea noastră din toate punctele de vedere e un proces. Interpersonal. E ceva ce ține de schimbul de energie care există între noi și cei din jurul nostru, indiferent că sunt rude de sânge, că sunt oameni cu care alegem noi la modul real să dezvoltăm o familie, o relație de prietenie, o relație profesională. Ce, ce înțelegi prin asta, Gașpar? Să te concentrezi mai mult pe felul în care dezvolți relațiile cu ceilalți? Cum te porți? Cum te raportezi? Cum, ce înțelegi? Uh -huh. Uite, gândul, gândul meu în momentul în care vine vorba de a face ceva împreună cu cineva, primul gând care îmi vine în minte e cum putem face să simtă toată lumea că îi sunt nevoile satisfăcute. Foarte frumos. Cum putem face în așa fel încât să nu -mi fie doar mie bine, ci să-i fie bine și omului de lângă mine. Și cum putem face să nu lăsăm pe cel exact. care vrea să-i fie bine doar exact. lui, exact. și exact. noi să nu fim bine. E, e exact opusul a ceea ce ne încurajează, din păcate multe voci la nivel internațional, și anume să ți cont doar de propria persoană, doar de nevoile tale. Perspectiva și viziunea mea e să ținem cont de nevoile tuturor celor implicați într-o activitate. Și tu simți că asta e menirea ta? Eu simt că asta e sensul meu, da. Și că asta o faci cu foarte multă ușurință și bucurie? Și cu multă ușurință, unor cu multă greutate, cum uneori cu bucurie, cum alteori cu, gră, greutate, cu provocări. Greutate. Nu de fiecare dată e simplu să, să înțelegi mintea unei alte persoane sau să înțelegi comportamentul unei alte persoane sau de ce se poartă celălalt așa cum se poartă. Uneori oamenii, am nevoie oamenii de... Oamenii confundă greu cu rău. Da, nu, nu e neapărat rău, e nu doar e provocator, rău. e doar greu, e, e, efort, solicitant, e exact, solicitant. Exact, exact, Știi exact. Adică noi avem tendința da, să confundăm da. greu cu rău. Rău da. e rău când te doare fizic, când ai o incapacitate de a face, dar aici nu e din potrivă. Da, da. Îți soliciți toate capacitățile. E nevoie de creștere, de... e nevoie să înveți să privești lumea și cu alții. Când ți-ai dat seama că asta e menirea ta? Cred că în timpul facultății, în momentul în care am participat la primul curs de psihologia familiei, acolo nu am realizat, a fost mai degrabă ceva ce ține de partea somatică, Mirel. Am simțit că Simți? am ajuns în locul potrivit și că asta am de făcut. e Sufletul meu, efectiv, strălucește în interior în momentul în care uh, vorbesc despre asta, în momentul Caș, în care ca. mă centrez pe Dar partea de relație. Dar tu când ai făcut asta, încă... Psihologie, Psihologii nu erau o modă cum e acum, toată lumea se face psiholog, toți se duc la psiholog. Nu ne referim la tine, Ioana. Da, și la tine, Ioana. ne poate, mai poate să-i spun verde în față. E clar un curent. Eu știu că acum 20 de ani era foarte... E un trend. Era Acum 25 de ani era foarte tare să fii vameș. Dacă erai vameș și știai pe cineva în vama petea și venea mătușica din Germania din când în când sau treceai la Nirezhazov pentru micul trafic. Da, da. Acum, să fii psiholog, să faci psihologie, să te duci la psiholog. Mm -hmm. Tu ai făcut asta când nu era un trend. Nu te-ai temut că nu o să-ți plătească facturile? Ba da, a fost îndoială. Aici e frica oamenilor dar merge pe ce simți. Da. Pă dacă ești nebun, dacă mi se pare mie sunt. Stiglele lipsă de pe acoperiș. Uh -huh. Cum ai făcut să-ți urmezi totuși uh, intuiția. Deși nimic din ce se întâmpla în jurul tău nu ți garanta că tu cu asta o să-ți plătești facturile. Da, știi ce e cel mai interesant că nu doar că nu era un trend, psihologia, dar psihologia relațiilor era aproape inexistentă în România. Eu în facultate n-am avut un curs de psihologia relațiilor. Cursul la care făceam referire l-am făcut în paralel cu facultatea cu niște traineri din din străinătate. Însă pe lângă pe lângă îndoială Mirela au fost și tot felul de semnale. Au fost tot felul de imbolduri pe care cred că le-am primit din partea lui Dumnezeu, din partea vieții, că drumul pe care merg e, e drumul cel bun. Simboluri de genul sau semne de genul că ceva în mintea mea părea foarte greu, dar în realitate s-a dovedit a fi mult mai simplu de implementat decât mi-am imaginat eu în, înainte de, de a implementa ceva. Sau oameni care veneau și îmi spuneau, Gașpar, e un pic ciudat felul în care vorbești, pentru că atunci vorbeam mult mai mult în jargon de specie Specialitate decât o fac acum, dar dincolo de asta, ce ajunge la mine e că e ceva important și aș vrea să mă ajut să înțeleg un pic mai bine, așa că, te rog, vorbește pe limba omului obișnuit, încearcă să-mi explici în așa fel încât să-mi fie un pic mai ușor de înțeles. Înțelegi, Ioana, că eu asta fac aici, <laughs> îl ajut pe Gașpar să vorbească pe limba omului da, obișnuit? Da, da, are, are sens. Ăsta e paradoxul psihologiei în România: că în facultate ești învățat să-ți însușești un limbaj de specialitate. Iar după aceea, pentru a te înțelege cu oamenii, Trebuie să renunți la, la ce limbaj de specialitate. O să vorbim mult în următoarea perioadă, eu cel puțin, despre această investiție a lui Dumnezeu, pentru că eu cred foarte tare că în momentul în care un om și o identifică are îndrăzneala de a o crește și de a o dezvolta, nu numai că îți plătește facturile, dar chiar devii un om așezat pe calea Lui mm -hmm. care știe că tot ceea ce face mai departe... știu că eu mi-am făcut o socoteală? Așa. Din investiția Lui Dumnezeu. Așa. Eu am făcut peste 150 de cântece pentru copii. Wow. Am făcut canalul de YouTube Zurli cu mii de milioane și cu milioane de urmăritori. De urmăritori. Da, asta știu, da, am da. scris toate cărțile astea, uite, jocurile, toate jocurile de jucat în trafic, în vacanță, în avion, peste tot. Toate cărțile mele mm -hmm. Ajută părinții să aibă relații mai bune cu copiii. Emisiunea de la radio da. este despre asta. Emisiunea de la televizor este despre asta. Podcasturile în care eu apar vorbesc despre asta. Scriu scriu poezii, campaniile sociale, campaniile pe care le fac toate au legătură cu fericirea copiilor, indiferent că încalți copiii, că fac adouri mamelor sau că acum ducem mesaje de iubire copiilor cu branule din oncopediatrii. Îți dai seama că după ce eu mi-am identificat investiția și investitorul, cât de mult am crescut da, asta? Da, da. Și chiar cred că Dumnezeu iese pe balcon și zice, creștina retegan ce face cu investiția? Și zice, băi, ia uite fata asta, că nu, da, stă, da. Nu, -a, nu a pus fundul pe investiția mea. Hmm. Dacă ne simțim datori față de părinți, față de școală, față de mentori, de ce ne temem să ne simțim datori față de această investiție, care, de fapt, e calea spre fericire, din punctul meu de vedere. Hmm pentru că uneori e probabil că sentimentul ăsta al datoriei e amplificat și în momentul în care te-ai obișnuit să fii dator până peste cap față de părinți, față de alți investitori, nu mai ai disponibilitate și energie să îți exprimi recunoștința și față de divinitate sau forțele superioare. Și cred că mai e cel puțin încă un aspect foarte important, Mirela, puțin dintre noi ducem o viață conștientă. Majoritatea oamenilor, cu tot respectul față de cei care ne ascultă, trăiesc în starea de pilot automat și fac lucrurile din inerție, pentru că așa automat. s au obișnuit, pentru că uh, aceasta este rutina și așa mai departe, nu prea stăm să analizăm. aș mai analizăm. ceva, faptul că nu prea se vorbește despre asta și sunt foarte puțini oameni care îndrăznesc să recunoască asta. Sunt foarte da, mulți da. care și au găsit menirea, care cred foarte tare în această forță supranaturală cu care noi suntem înzestrați încă de la de dinainte de naștere, tocmai pentru că suntem atât de diferiți. Mm -hmm. E clar că Cineva a pus ceva, cumva o energie uh, diferită în fiecare dintre noi și uh, cu cât o să vorbim mai mult și o să le dăm curaj, da. hai să le cerem să meargă pe Facebook și să scrie la comentarii care credeți că este menirea voastră. Da. Unde credeți voi că a pus Dumnezeu <fânt> Harul? Din voi, pentru că le avem fiecare. Eu v-am adus jocuri de jucat vara. Este o carticică foarte dragă mie, pe care am scris-o acum foarte mulți ani și unde uh, părinții găsesc uh, 60-70 de jocuri de jucat în orice condiții cu copiilor, pentru orice vârstă. Și astăzi e aici, acum, pentru că sunt roz și uh, mie îmi place să spun că port uh, culoarea spre care tint, nu neapărat aia pe care o simt în momentul ăsta. Și mai avem această... Din partea magazinului Zurli, da, am da. <laughs> Și mai avem această minunăție de carte, Acceptă iubirea, care ne ajută, Mirela, apropo de ce am discutat noi în ediția de astăzi, să realizăm că mai avem loc în sufletele noastre pentru a primi bunătate și aici efectiv e, e nevoie de un dialog serios cu noi înșine și cartea ne ajută să înțelegem un pic mai bine ce se întâmplă cu noi și cum putem face să păstrăm deschise mințile și inimile noastre și pe lângă cartea semnată de Harville Hendrick și Helen Kelly Hunt avem și ziarul Pagina de Psihologie care are un conținut absolut deosebit la această ediție. Mai avem foarte puține minute oricum vreau să închidem emisiunea cu cântă vreau iubire, vreau atenție, vreau să mă iubești Gașpar, fără, fără nicio pretenție, pretenție pe care îl cântă fetița Zurli și ai un minut la dispoziție să le spui cum sunt podcasturile tale cu fetița Zurli oh, <laughs> Sunt niște experiențe absolut inedite și dacă vreți să mă vedeți stresat, agitat încordat, tensionat dar și mai ludic decât mi-aș fi imaginat, vreodată vă încurajez să urmăriți acest nou podcast Cum a fost interacțiunea cu ea? De neuitat, aș În primul spune în rând îți mulțumesc că ai acceptat să le spunem celor care ne ascultă că și în YouTube-ul Zurli dar și pe Spotify găsiți podcastul Fetiței Zurli, așa se numește și acolo ea vorbește cu Gașpar despre emoții da. în general și apoi despre fiecare emoție în parte. A fost o emoție prezența mea acolo și cele 30 de minute pe care le-am petrecut împreună au trecut într-un mod absolut deosebit și cu emoții confortabile și cu emoții care m-au surprins dar dar rămâne o amintire aparte eu sunt uh, politicoasă și uh, îl tratez pe Gașpar cu grijă. Fetița Zurli joacă un copil de 5 ani. Copiii nu au această politețe și o să-l vedeți pe Gașpar obligat să iasă din felul lui uh, care face sens de fiecare dată și să găsească un girator în care uite așa se învârtea Gașpar să nu-i scape fetița Zurli printre degete. Da, da. Iar la sfârșitul înregistrărilor mi-a zis patru ediții cu antrenorul părinților sunt mai ușoare trase deodată decât una cu fetița zârlei. Mulțumesc. Mulțumesc mult! Ne auzim săptămâna viitoare până atunci. Faceți lucruri cu sens și căutați în voi unde a pus Dumnezeu gramul acela de Dumnezeire, pentru că și eu și Gașpar suntem două exemple de oameni care își trăiesc viața în bucurie și într-o mirare continuă a descoperirilor pe care le facem, tocmai pentru că știm ce avem de făcut. Mirela Retecan și Gașpar Gheorghi, antrenorul părinților la Europa FM.